număr și mai exact despre roboți, ce poți să faci în platforma Golan și practic cum să-ți automatizezi cât de mult se poate întreg acest proces de vânzare online. Cum îți începi campania din site și cum se deschide procesul ăsta de vânzare, lucru care se întâmplă în site-ul tău, poți să-ți faci acele categorii de produse care sunt oarecum evergreen în campanii, spre care tu duci trafic și le poți popula, poți să adaugi produse, poți să le adaugi marcaje promoționale și poți să elimini produse. Hai să vedem ce se întâmplă cu microfonul meu până atunci. Gata, am dat un restart la microfon, să vedem dacă tot e ok. Să lăsați și un comentariu, să ne asigurăm că funcționează. Acum ar trebui să se audă bine. Să lăsați un comentariu. Colegile mi-au spus că era o situație la sunet. Acum ar trebui să meargă. Ok. Bun. Deci, cum spuneam, pregătim vânzarea și o să descoperiți niște lucruri foarte interesante azi, pentru că discutăm despre CRM bot, despre automatizările care se pot face pe fluxul de client, cu grupuri de clienți, cu taguri și o mulțime de nebunii. Bun, de se aude, este... Da, s-a configurat celălalt microfon de aici. În regulă. Dacă sunt întrebări, o să vă rog să le lăsați și le luăm pe parcurs. Ideea este să înțelegem ce se poate face în automatizări, să economisim timp și să fim mai eficienți în toate acțiunile astea și să nu apară greșeli, pentru că atunci când ai automatizat un proces, de regulă nu mai apar atât de multe erori ca și atunci când ai delegat oamenilor să facă lucrul ăsta. Așa că o să facem un screen share și dăm câteva scenarii pe care le poți aplica și tu. Așa. Aici avem o platformă noastră de test, este un intern. Activăm un gobot. Să trecem prin mai mulți goboți. Merchandiser bot, probabil îl cunoașteți, a fost primul bot lansat în platforma Gomax și sunt foarte încântat de asta. Să-mi spuneți cât dintre voi îl folosiți. Vedem ce poți să faci aici. Aici poți să faci foarte multe lucruri. Mai exact, poți să modifici produsele, poți să le pui diferite condiții în funcție de ce se întâmplă automat la tine în business, la tine în platformă. Dacă produsul este în stoc, vedem imediat condițiile care se pun. La comandă, precomandă, nu este în stoc, putem adăuga produse în categorie. Aici se văd toate opțiunile care sunt disponibile. Categoriile de produse. Adică tu să îl definești, să definești categoria de produse în care intră produsul. De exemplu, ce poți să faci? Ai o categorie reduceri sau produse sub 100 de lei sau produse cadou, produsul săptămânii sau ofertele săptămânii. Tu adaugi, ai făcut o regulă în această zonă și se adaugă produsele în mod automat, după care poți să ștergi produsele respective, să le elimini din acea campanie, din acea categorie de produse, produse sub 50 de lei. Dacă nu mai sunt produse, să le elimini automat. Automat tu poți să setezi marcaje promoționale. Ce marcaje să apară la produsele respective? Treaba asta cu marcajele promoționale funcționează chiar dacă tu nu adaugi produsul într-o categorie. De exemplu, ai setat tipul de marcaj, noutăți, recomandări, carusel, ultima bucată, Black Friday. Dai în pasul următor și tu stabilești condițiile. Pentru anumite scuri, pentru anumite prețuri la produse, pentru status, stocuri, categorii, marcă produs. Poți să faci absolut tot ce vrei din aceste reguli. Dacă ai produse cu dată de livrare, poți să setezi o dată de livrare 3 sau 5 zile pentru produsele din stoc furnizor sau de la un anumit furnizor. Poți să spui cantitate maximă. Sunt foarte multe lucruri. Ideea este să știi de ele și să le folosești. Tot acest proces este practic emularea acțiunilor umane. Ce poate să facă un om și de aceea sunt irreversibile, sensul care după ce ai dat click, după ce acestea rulează, nu poți să dai un back sau să anulezi pentru că nu mai merge. Hai să adăugăm un alt gobot.
Gobotul de comenzi, probabil îl știți, îl folosiți. Vedem aici câteva scenarii. Să-i spui statusul comenzii, să se schimbe automat, comandă telefonică, finalizată, neplătită, returnată, comandă preluată, să genereze automat factură pentru comanda ta. Dacă ai comenzile plătite, de exemplu, plătită prin card, poți să genereze automat factură și să genereze automat un AVB. E-mail botul cunoașteți, revenim imediat asupra lui. SMS bot, la fel, rulează pe reguli la fel ca și e-mail bot în funcție de acțiunile de statusul la care se află comanda respectivă. Hai să găsim aici câteva scenarii, dar se pare că nu mi-l afișează acum. Pentru că nu este activ un serviciu de SMS aici. Aici avem e-mail bot. Includem sau nu produse, poți să pui produsele din comandă. Aici este foarte important, compatibile cross-sell, similare upsell. Aici tu poți să vinzi mai mult clientului care a cumpărat de la tine. Despre asta am discutat foarte mult în ultima perioadă și recomand să folosiți aceste automatizări, acești goboți, pentru că lucrează direct pe baza ta de clienți și are impact direct asupra încaselor pe care le ai. Faci cross-sell, cel mai ieftin sau cel mai scump produs din comandă. Poți să faci un șablon existent sau un șablon nou. Tu stabilești perioada când se trimită. La 30 de minute, oră, 14 zile, tu poți să stabilești până la 6 luni. Important este să știi în cât timp îi ajunge produsul, în cât timp poți să primești un review de la el, în cât timp l-a testat și este pregătit să facă o nouă achiziție de la tine. Așa stabilești regula după care să se trimită. Deci, noi recomandăm 10-15 zile, depinde de mai mulți factori și depinde și de tipul de produs pe care acesta l-a cumpărat de la tine. Și aici poți să-i construiești, este dinamic mail-ul. Am dat și noi la un moment dat, într-un webinar, câteva template-uri cu texte care se pot pune, dar aici totul este dinamic. Hai să vezi ce mai poți să pui aici. Upsell, șablon existent, mail nou. Sau să selectezi tu produse. Ce produse vrei tu să cumpere? Și acum mergem iar la goboți pentru a afișa noul gobot. CRM bot. De mult am promis că venim cu el și exact s-a întâmplat înainte săptămâna de Black Friday. Dar acum avem câteva noutăți. Ok, poți să-i atribui un agent de vânzări, dacă ai un magazin mai mare și sunt mai multe persoane care lucrează la prelucrarea comenzilor, după ce sunt definite respectivele persoane, agenții, se poate atribui un agent în funcție de comenzi. Grupuri de clienți, am mai discutat despre asta, dar îți recomand să folosești aceste grupuri, pentru că ce poți să faci aici, să-ți definești regulile după care să adaugă grupul. Hai să facem un scenariu, condiție pentru CRM, am ales grupul. Nu. Poți să dai după rata de retur, să te asiguri că te ferești de anumite situații. Recomand în funcție de sau numărul de comenzi sau de comenzi, valoarea comenzilor din ultima perioadă. Așa că ăsta cu grupul ștergi, alegi valoarea comenzilor din ultimele 60 de zile sau 3 luni să fie mai mare de 1000 de lei. Și automat îi atribuie un grup, grupul standard, nu știu, clienți peste 1000 de lei, clienți peste 1500 de lei în ultimele 6 luni. Care e treaba? Ce poți să faci aici? Scrii numele lui și te asiguri că ai activat gobotul sau intervalul în care să ruleze. Care partea mișto cu aceste grupuri? Pentru că deja tu poți să-ți faci segmente de clienți. Ce se întâmplă? Una, poți să-i tratezi altfel. O să vezi, putem trimite e-mail-uri în funcție de grupul de clienți. Dar cu ce, unde aș folosi eu această regulă? Să îmi creezi audiențe cât mai bune pentru reclamele din Facebook și din Google. Pentru că tu, după ce ai grupurile de clienți, poți să descarci lista respectivă de e-mail-uri. Ideea este să ai câteva sute de clienți acolo, 1000 sau 1000. Orice în Facebook sau în Google și îți faci look-alike audience.
Și atunci tu te asiguri că rulezi campanii de marketing pe audiență foarte, foarte ok, pentru că Google știi cum meciuiește audiențele asemănătoare cu lista pe care tu o încarci acolo. Când ai clienți care cumpără în ultimele 3 luni de peste 1000 de lei, știi că ai un target mult mai ok. Facebook o să identifice persoane foarte asemănătoare cu comportamentul celor care deja au cumpărat de la tine. Sau clienți care au cumpărat de 5 ori în ultimele 3 luni. Sau în funcție de ce date vezi că se întâmplă în platforma ta, stabilești regulile, creezi grupurile și lași platforma să lucreze pentru tine, că se face treaba. Periodic, la final de lună sau la început de lună, când pornești noile campanii, urci liste respective. Ce am adus nou în această zonă, felicit pe colegii mei, zona de taguri. Zona care, partea de taguri este disponibilă pentru toată lumea. Și aici iar tu dai un nume la tagul respectiv. Deja intrăm foarte mult, vedeți, cu platforma în zona de automatizări. Client premium. Este o regulă, o funcționalitate asemănătoare cu grupurile, doar că aici nu mai poți să descarci listele respective. Listele se descarcă, listele de e-mail-uri, doar din grupurile de clienți. Acolo este export pentru cei care folosesc grupurile de clienți. Dar la aceste taguri, iar toate sunt aici, poți să ai, dacă ne gândim, sunt foarte multe sărbători cu nume, Sfântul Mihail Gavril, Sfântă Mărie, lucruri naționale, sărbători naționale, tu poți să-ți faci taguri în funcție de aceste nume, de exemplu, sau anumite sărbători, să adaugi într-o listă pe toți care îi cheamă Ion, Mărie, Luc, așa mai departe, ai înțeles ideea, și să le trimiți e-mail-uri sau să faci campanii targetate în ziua respectivă. Tot în funcție de taguri, de ce ai făcut aici, poți să setezi coduri de reducere când aceștia se află în coșul de cumpărături. Se pot face reguli de reducere. Ce se mai poate face? Putem seta goboți în funcție de tagul respectiv. Dacă are tagul retur 0, valoare peste 500 de lei în ultimele, nu știu, sau peste valoare peste 1000 de lei în ultimele 3 luni, mergem iar la goboți. Setăm un e-mail bot, pentru că totul se întâmplă pe e-mail. Cred că nu mi l-a făcut aici. Da, nu am tag. Ideea este că se pot pune taguri și poți să trimiți e-mail-uri în funcție de tagurile care sunt îndeplinite acolo. Și aici sunt toate opțiunile care se pot trimite. Dar nu știu de ce nu mă arată. Aici este e-mail botul, da. Și aici vedem, are tagurile adăugate. Aici avem noi o listă de taguri. Se găsește în listă sau nu se găsește în listă. Tag 1, tag 2, tag 3, tag 44. Aici tu alegi numele respectiv. Îi setezi un tip de e-mail care se poate trimite sau dacă nu se află în tagurile respective, dacă a cumpărat de la tine de 5 ori în ultimele 6 luni, dar nu are valoarea de 1000 de lei, tu poți să-i faci o recomandare de produse de, nu știu, 147 de lei sau o reducere pentru produsele sub 200 de lei, să mai cumpere de 147, să se încadreze în lista celor care au făcut o achiziție de peste 1000 de lei și automat tu poți să ai setat iar un gobot care se declanșează la cei care au trecut de pragul 1000 de lei și primesc chiar o reducere sau informații legate de alte lucruri pe care le poate cumpăra de la tine sau alte avantaje care tu le oferi clienților existenți. Deci vezi că sunt foarte multe acțiuni
care se pot întâmpla, pe care tu le poți declanșa în funcție de comportamentul oamenilor la tine în site, în funcție de procesul de vânzare care îl stabilești acolo la tine. În principiu, cam despre asta a fost vorba. O să-mi pun iar camera să vedem ce s-a înțeles și ce întrebări sunt acolo. Gata, sunt aici. Să-mi spuneți cum vi se pare toată treaba asta și toate opțiunile care sunt disponibile acum, sunt disponibile pentru toată lumea, partea de grupuri pentru o parte din clienți. Dar ideea este că se poate emula tot la nivel de taguri și partea asta de taguri este foarte, foarte fresh, adică doar de câteva zile. Și, repet, este disponibilă pentru toată lumea. Dar este foarte important, imperativ, necesar să folosești asta dacă vrei să ai un proces de vânzare care să lucreze pe baza ta de clienți. Știi că a cumpărat de la tine, nu mai trebuie să folosești servicii de email marketing, pentru că este practic o secvență de follow-up. Despre asta discutăm. Nu se trimit newslettere, momentan nu folosim GoMag pentru a trimite newslettere, se trimite email tranzacțional 1-1 pe baza acțiunilor pe care le-a făcut clientul tău. Și să-mi spuneți cum vi se pare, să lăsați, nu știu, un comentariu, un like, un ceva, ce vreți să folosiți de aici. Cu dragă, Eubio, sper să ai super rezultate și să ne dai un feedback la următoarele live-uri, să ne spui ce se întâmplă. Noi l-am testat, sunt foarte mulți clienți care folosesc goboții, folosesc mai mult bot sau folosesc bucăți din acestea, anumite secvențe, dar merită, pentru că nu ai timp să faci toate lucrurile, poți să folosești mai mulți, dar întotdeauna acțiunile care sunt îndreptate spre client, spre a duce noi vânzări, astea le recomand întotdeauna. În mare, cam despre asta este vorba, o să mai facem și articole și alte webinarii în direcția asta, cu lucruri mai avansate, cu pas cu pas, dacă este necesar, dacă considerați că este nevoie de mai multe explicații. Documentația se găsește în help, plus că avem și echipa care te poate ajuta și încă sunt aici câteva momente. Bun, atunci, eu să vă mulțumesc, vă urez o zi faină în continuare și ține legătura. Salutare!